Bună, dragii mei! Eu sunt Angelica Iordănescu și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube! Înainte de a începe, vreau să vă prezint cartea mea, Despre mine, despre tine, despre noi. Poate mulți dintre voi nu știu, însă înainte de a mă căsători, eu am scris o carte despre cel care urma să devină soțul meu. De aceea este semnată Angelica Păslaru, numele anterior căsătoriei. Este un roman de dragoste captivant în care sunt sigură că mulți dintre voi se vor regăsi. În descrierea acestui videoclip, v-am lăsat linkul care vă va duce direct către locul în care găsiți cartea disponibilă spre vânzare. De asemenea, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube, dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like și un share acestui videoclip, pentru că în felul acesta mă încurajați să postez din ce în ce mai des. Vă mulțumesc! Dragii mei, în această seară, jocul pentru imunitate este câștigat de echipa tigrilor, cu scorul de 10 la 9. La Consiliu, surprizele continuă. Prezentatorul anunță o nouă schimbare de joc. Astfel că, de acum încolo, tribul care pierde jocul pentru imunitate nu va mai disputa imunitatea individuală. Prezentatorul continuă spunând că performanța face diferența. Cu toate acestea, imunitatea individuală se va păstra, însă ea nu va fi reprezentată de colan, ci va fi derivată de performanțele de pe traseul pe care tocmai au intrat. Concurenții care se vor bucura de imunitatea individuală vor fi primii doi cei mai rapizi, care au terminat traseul în cel mai scurt timp. Astfel că, din echipa vulturilor, concurentul cel mai rapid este Alex Delea. De asemenea, pe locul 2, concurentul care a reușit să termine traseul în cel mai scurt timp este Doru. Cei doi se bucură de imunitate individuală și vor face nominalizări în Consiliu. Propunerea spre eliminare a echipei vulturilor este Elena. Propunerea spre eliminare a lui Alex Delea este Alexandra Duli. Și propunerea spre eliminare a lui Doru este Marian Drăgulescu.